Astra Giurgiu continuă cu stângul noul campionat al Ligii I fotbalistice. După un 2-2 în prima etapă cu Concordia Chiajna, giurgiuvenii au întâlnit acasă vicecampioana sezonului trecut, ASEA Ardealul Târgu Mureș. Echipă căreia îi administrase un 3-1 în ultima partidă a campionatului trecut, ușor însteliștilor drumul spre titlu. Aseara a fost prăpăt pe Marin Anastasovici, cu o primă repriză începută foarte alert. În minutul 7, oaspeții au deschis scorul prin Gabi Mureșan, complet liber în careu, din centrarea lui Brandan. Peste doar 5 minute, ardealenii au dat din nou lovitura când în minutul 12, Silviu Lung Junior a greșit flagrant în momentul în care a vrut să dea o pasă la un coechipier. A lovit mingea slav până la Iasvici, care a marcat cu sânge rece după ce a trecut de portarul nostru și de Ricardo Alves. Astra revine în minutul 24, după ce Budescu l-a surprins pe Stăncioiu cu un șut de la aproximativ 30 de metri. Repriza se termină după ce același Iasvici reușește dubla printr-o execuție personală din afara careului, în minutul 41 în stânga lui Lung Junior. Repriza a doua, în ciuda mutărilor operate de Șumudică în apărare și pe centru, accente punctează din pasa lui Golanski. Era minutul 77. Astra, ASEA 1-4 și spectatorii giurgiuveni încep să plece din tribune. Dar calvarul Astrei nu se oprește aici. Scorul final, Astra, ASEA Târgu Mureș, 1-5, a fost stabilit de bulgarul Manolov, care a trimis sub traversală după ce Golanski și-a trecut în contă o nouă pasă decisivă în minutul 89.